aproape. Mai aproape. Și mai nu se aude nimic. Mai aproape. Din păcate, domnul nu se află pe mânsul noi, deoarece nu a primit binecuvântare din partea episcopiei mele. Ce ne spune pentru acest lucru? Doamne ajută, sunt monahul Moise de la Mănăstirea Oașa, din eparhia de Alba Iulia și am fost invitat pentru a prezenta cartea de care m-am ocupat, Să ne răzbunați, în Bihor, dar, mă rog, din motive care nu are rost să le discutăm acum, nu o să pot să vin la întâlnirea cu bihorenii. Și atunci am găsit această formulă, să-i spunem, de salvarea situației la ideea organizatorilor, Asociația Astradom, și m-au rugat, dată fiind această conjunctură, să spun totuși câteva lucruri care să fie înregistrate și prezentate participanților la acest eveniment. Cu ani în urmă m-am ocupat de o carte care a apărut în 2007 la Alba Iulia, cartea Sfântul Închisorilor cu mărturii despre Valeriu Gafencu. Încă din perioada în care lucram la această carte, mi-am dat seama că sunt foarte multe lucruri extraordinare și figuri deosebite ale închisorilor comuniste care, într-un fel, sunt sortite să rămână în uitare. Și atunci a venit ideea alcătuirii unui fel de pateric al închisorilor. O carte care să conțină, pe de o parte, să prezinte figuri deosebite ale închisorilor comuniste, care s-au remarcat în viața aceea de suferință prin viața lor spirituală, și pe de altă parte, întâmplări petrecute în temnițele comuniste, care arătau prezența lui Dumnezeu în viața foștilor deținuți politici. Asta a fost gândul de început, a urmat câțiva ani în care am umblat prin țară și am stat de vorbă cu foști deținuți politici care i-am prins în viață. Apoi am stat foarte mult timp la București, la CNSAS, Consiliul Național de Studiu Arhivelor Securității, cu dosarele care le-am găsit acolo. Și, mă rog, am citit cam tot ce a apărut în materie de memorialistică, adică scrierile, amintirile celor care au trecut prin închisori și care s-au publicat după 1990, și când credeam că lucrurile sunt aproape gata și nu rămâne decât să pun cap la cap mărturile care le-am adunat, s-a mai evit o provocare, s-a evit gândul acesta de a face o arhivă cu filmări profesioniste, cu foști deținuți politici care i-a mai prins în viață. Și asta a apărut undeva în 2010, a apărut această idee la începutul anului 2010, și apoi a urmat un an și jumătate de alergătură prin țară. Am început în București, pe urmă prin țară, cu foști deținuți politici care i-am mai găsit, și apoi, după ce am terminat în țară, am mers și în Basarabia. Bineînțeles că, pe de o parte, acum dau slavă lui Dumnezeu pentru ce am reușit să facem, pentru că am salvat lucruri extraordinare. Avem o arhivă cu câteva sute de ore de înregistrare, cu mărturii foarte interesante. Pe de altă parte, e regretul că ne-am apucat de treaba asta cumva între al 12-lea ceas. Pentru că altceva ar fi fost dacă această arhivă ar fi început să fie constituită începând cu 1990. Pe de o parte, am fi avut mult mai mulți oameni în viață, mult mai mulți oameni care să depună mărturie. Vă dați seama că în intervalul 1990 și 2010, când am început noi, într-un interval de 20 de ani, foarte mulți s-au trecut la cele veșnice. Și pe de altă parte, și cei pe care noi i-am înregistrat, i-am fi prins mult mai în putere și mult mai cu mai multă forță. Acum, ca un amănunt, așa, în ceea ce privește cei pe care i-am înregistrat în țară, foarte puțini au avut sub 80 de ani. Și cel mai în vârstă a avut 103 ani. Și de asta spun că au fost, e cumva făcută pe ultima 100 de metri această arhivă, dar slavă Dumnezeu pentru ceea ce am reușit să facem. Ei, lucrând la această arhivă, pentru că eu am participat la toate interviurile, mi-am dat seama că gândul meu de început cu patericul închisorilor, care să fie cuprins într-un singur volum,
deja este depășit, pentru că aveam acum deja foarte multe informații din toate aceste înregistrări și aveam posibilitatea la cartea care vreau să o alcătuiesc, să adaug și un DVD cu filme documentare. Și așa a apărut ideea, în loc de un volum cu Patericul închisorilor, să, dacă ajută Dumnezeu, să apară o serie, o întreagă serie, cu titlul acesta generic, Să ne răzbunați, care să reunească această serie sub acest titlu, cărți cu mărturii și DVD-uri cu filme documentare. Și acum aveți în față primul volum din această serie, Să nu ne răzbunați, un volum dedicat Basarabiei. De ce Basarabiei? Pentru că, după părerea mea, ca unul care am cercetat ce s-a întâmplat în România în timpul comunismului și ceea ce s-a întâmplat în Basarabia, după părerea mea, cred că în Basarabia a fost mult, mult mai dur decât a fost la noi. De fapt, dar lucrurile, din păcate, nu se cunosc. Vedeți, comunismul ne-a dus în această situație tragică în care, în momentul de față, pe ambele maluri ale Prutului se află două lumi românești care nu știu mare lucru una de cealaltă. Și de lucrul ăsta m-am izbit eu când am plecat în Basarabia ca să facem acolo înregistrări cu supraviețuitorii deportărilor și ai gulagului sovietic, pentru că mi-am dat seama că, într-un fel, merg în necunoscut. Nu știam mare lucru despre ce s-a întâmplat acolo. Și de aceasta, acum, înainte de a vorbi despre carte și despre ce a însemnat comunismul acolo, cred că s-ar impune câteva repere legate de istoria Basarabiei. Cu mai bine de 200 de ani în urmă, în 1812, începe de fapt calvarul Basarabiei. Pentru că în 1812 Basarabia este anexată Imperiului Țarist și face parte din Imperiul Țarist până în 1917. Perioada care a fost una foarte dură din punctul de vedere al deznaționalizării, în sensul că Imperiul Țarist chiar avea o astfel de tendință de a-i rusifica, de a-i slaviza etniile, popoarele care se aflau în componența sa. Și lucrul ăsta s-a întâmplat și în Basarabia, unde a fost introdusă ca limbă oficială limba rusă. În școli se preda la fel în limba rusă, slujbele deja se făceau în limba slavonă, pentru că și biserica din Basarabia, din momentul anexării, a trecut în componența Patriarhiei Moscovei. Și e cunoscut, din punctul ăsta de vedere, și zic eu, ilustrativ pentru ceea ce a însemnat drama Basarabiei chiar în Imperiul Țarist și, din păcate, folosindu-se chiar de Biserica Ortodoxă. E cunoscut exemplu acelui episcop rus, care venit din Rusia, dar care răspundea de destinele bisericii din Basarabia, care pe la 1870, vreme de câțiva ani, a făcut focul în sobele episcopiei cu cărțile de cult românești, deci cu cărțile de strană în limba română, confiscate de la parohiile românești, urmând să fie înlocuite cu cărți în slavonă, cum de fapt se slujește în întreaga biserică rusă. Ei, după 1817, Basarabia se destramă Uniunea Sovietică și se destramă Imperiul Țarist, iertat, se înființează Uniunea Sovietică și în contextul ăsta Basarabia revine la România până în 1940. A fost o perioadă bună, ca un fel de, să-i spunem, ca un fel de pauză între două răstigniri. În vara 1940, Basarabia este cedată în urma pactului Ribbentrop-Molotov, deci înțelegerea dintre sovietici și nemți este cedată Uniunii Sovietice și primul an de ocupație, 1940-1941, este un an foarte dur. Și în acest context, foarte mulți oameni sunt deportați și, de fapt, am putea să spunem că în acest an începe în forță drama Basarabiei în timpul regimului comunist. După 1941, când armatele române intră alături de nemți pe ofensiva împotriva sovieticilor și eliberează Basarabia, deci perioada 41-44 este o perioadă de război, cu tot ceea ce însemna dificultățile războiului, apoi, din nou, din vara 1944, cum românii și cu nemții se retrag, pe ofensiva sovietică, Basarabia este din nou ocupată de către
Uniunea Sovietică și acum pentru o perioadă lungă de timp, până la sfârșitul anilor, până în anii 90, practic. Spun că drama Basarabiei a fost mult mai mare decât drama României și persecuția acolo a fost mult mai dură și o să dau câteva exemple în sensul acesta. Vedeți, noi facem caz că în România, în timpul Ceaușescu, s-au dărâmat sau s-au mutat din loc câteva zeci de biserici. Însă puțină lume știe că în Basarabia, din 1200 de biserici câte existau, câte erau deschise înainte de venirea comunismului, au mai rămas deschise undeva în jur de 200. Și restul au fost fie dărâmate în timpul războiului de armata sovietică, bombardate, fie li s-a dat o altă destinație, transformate în case de cultură, în depozite sau săl de sport. Este cunoscut cazul catedralei din Chișinău, deci cea mai importantă biserică dinainte de război a Basarabiei, care în anii comunismului a fost o perioadă bună, a fost transformată în muzeu al ateismului. Și de asemenea, îmi povestea un prieten cu care m-am de aici din țară, care a fost în Basarabia, că la un moment dat, trecând cu gazda lui prin fața unei biserici, într-un orășel în Basarabia, a ajuns gazda, un om în vârstă, i-a spus, uite, în această biserică eu am cunoscut-o pe soția mea și am dansat prima dată cu ea. Pentru că biserica era cămin cultural sau bar la momentul tinereților când s-au cunoscut. Deci de asta spun că a fost foarte dur. De asemenea, mi s-a vorbit în Basarabia despre preoți ortodoxi care oricând ar putea să fie trecuți în calendar. Dați în faptul că atunci când au venit armatele sovietice în 40 sau când s-au retras în 41 sau când din nou au venit în 44, acești preoți martiri au fost scoși în fața comunității, în fața satului, și pentru că au refuzat să se lepede de Hristos, căci lucrul ăsta li s-a cerut în mod expres, au fost omorâți în chinuri groaznice. Este cunoscut cazul preotului din Cahul. Cahul este un orășel din sudul Basarabiei, care atunci când au venit sovieticii, l-au scos în fața comunității, în fața oamenilor rași care au fost adunați în fața catedralei, și pentru că a refuzat să se lepede de Hristos, a fost omorât, a fost ucis, fiind izbit cu capul de lespezile catedralei. Mi s-au povestit de multe astfel de situații, de asta spun, din punctul ăsta de vedere, sunt oameni care cred eu că oricând ar putea să fie canonizat. Însă, așa cum se întâmplă și la noi, de fapt, aș zice că în Basarabia situația e chiar mai gravă decât la noi, nu există nici acolo și chiar mult mai puțin decât la noi studii în ceea ce privește crimele și ceea ce s-a întâmplat în timpul comunismului. Asta v-am dat acum câteva exemple legate de prigoana religioasă. Însă, dincolo de prigoana religioasă, în Basarabia a fost și o cumplită prigoană antiromânească. De-abia când mergi acolo și iei rău de la rădăcină și stai de vorbă cu oamenii care au suferit în timpul comunismului, îți dai seama cât de chinuiți, cât de spălați pe creier au putut să fie oamenii ăștia, și atunci nu te mai miri de ce basarabenii pe care îi întâlnești astăzi în seară sunt așa, dau impresia unor oameni fără identitate, care nu știu prea bine ce vor și care fac impresia unor oameni rusificați. Așa gândeam și eu cumva cu ușurătate și judecam, dar mergând acolo și stând de vorbă cu oamenii care chiar au avut de suferit și care mi-au povestit despre acest mecanism cumplit și foarte bine pus la punct de spălare pe creier, mi-am dat seama că nu le-a fost deloc ușor și ajungi să spui slavă Domnului că săracii basarabeni mai sunt cum sunt și mai au dramul de naționaliști și de identitate românească pe care îl mai au. Pentru că generații întregi au fost spălate pe creier și educate expres într-o atitudine antiromânească foarte dură. Adică în timpul comunismului românii au fost prezentați, când se vorbea de istoria Basarabiei, ca ocupanți ai Basarabiei. Asta era imaginea și toată politica, toată ideologia comunistă, sărbătorile, știu eu, legate de cum numea ceea ce ei numeau eliberarea Basarabiei, sublineau că de fapt Basarabia a fost eliberată de către armata roșie, de către armata sovietică, de forțele fasciste, naziste și românești. Adică noi eram ocupanți în Basarabia. Asta a fost percepția pentru generații întregi. Nu vă mai spun că pentru că limba română a fost interzisă, nu? Că tot ce ținea de istorie românească sau, știu eu, monumente românești sau, în general, ce ținea de identitatea românească a fost cumplit persecutat.
După ce am fost în Basarabia și m-am întors de acolo, mi-a venit gândul ăsta, foarte impresionat de ce am întâlnit acolo, mi-a venit gândul ăsta ca primul volum din seria aceasta, Să ne răzbunați, să fie închinat Basarabiei. Și cartea conține, cum vedeți, adică Să ne răzbunați, conține o carte cu mărturii, sunt 6 mărturii, 4 femei și 2 bărbați. Femeile povestesc cum la vârsta copilăriei au fost împreună cu familiile deportate în Siberia, iar cei 2 bărbați sunt oameni care au luptat atât cât a fost în rezistența anticomunistă din Basarabia, din anii de început ai regimului comunist. Iar pe DVD-ul care însoțește cartea se află 3 filme documentare, un film despre deportările basarabelor în Siberia, cu mărturii cutremurătoare, apoi un film despre deținuții politici din Basarabia și al treilea film despre foametea din Basarabia de 1946-1947, un film cu mărturii cutremurătoare despre acest experiment comunist, pentru că foametea din Basarabia a fost un experiment organizat de comuniști în care a murit mai bine de 10% din populația Basarabia, adică la o populație care la momentul respectiv număra undeva sub 1.500.000 de locuitori, au murit de foame, în chinuri cumplite, peste 150.000 de oameni. Lucrurile astea sunt mai puțin cunoscute la noi și este un fenomen, păstrând proporțiile, de exterminare comparabil, dar repet, păstrând proporțiile cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina în anii 30, la fel un experiment de exterminare, foamea din Ucraina pusă la cale de comuniști. Dar dincolo de lucrurile astea, să-i spunem, de suferința ale basarabenilor, m-au impresionat și vreau să mărturisesc lucrul ăsta, m-au impresionat basarabenii care am întâlnit, tinerii basarabeni și oamenii din Basarabia, nu sunt numeroși, nu sunt ei majoritatea, care însă țin la identitatea lor românească. Și trebuie să mărturisesc lucrul ăsta, că într-un fel m-am simțit rușinat și am întâlnit acolo oameni care, din punct de vedere al naționalismului, al patriotismului, al conștiinței de neam, ne sunt mult superiori. Și chiar mă gândeam la cât de dezamăgiți ar fi acești oameni care acolo luptă pentru identitatea lor românească dacă mâine ar fi să unească România cu Basarabia. Noi care suntem atât de diluați și atât de, să-i spun, deșterși din punctul ăsta de vedere al unei conștiințe naționale și al unei identități. Și am avut bucuria, pentru mine a fost o bucurie și o experiență interesantă să întâlnesc tineri care au suferit pentru faptul că sunt români. Vedeți, cum am spus, noi știm foarte puțin despre ceea ce se întâmplă în Basarabia, despre probleme și despre luptele lor și în sensul ăsta, poate puțin dintre dumneavoastră știți că în 2009, în luna aprilie, în Basarabia au fost niște mișcări de stradă foarte mari. Dacă e să fac o comparație cam ceea ce s-a întâmplat la noi în 90, cu piața universității, mișcări de stradă care s-au soldat pe de o parte cu victime, iar pe de altă parte s-au soldat cu scoaterea de la putere a liderului comunist Vladimir Voronin. Și în contextul ăsta, sute de mii de basarabeni și în mare parte tineri au ieșit în stradă ca să protesteze, înainte fuseseră niște alegeri care au fost fraudate. Și am rămas impresionat. Și dacă e să fac o paralelă cu tinerii de la noi, aș spune că, în general, tinerii din Basarabia, atât cât am putut eu să cunosc, mi s-au părut mai curați și mai de calitate decât tinerii de la noi. Pentru că, gândiți-vă, din sutele astea de mii de tineri care au ieșit, de oameni care au ieșit în față, în stradă, la protestele anticomuniste, mare parte, majoritatea au fost tineri. Păi astăzi, în România, sute de mii de tineri nu mai scos nici la concertele rock, nu mai ies în stradă, dar numai pentru o cauză, pentru o cauză de interes național sau pentru o cauză de conștiință națională. Și am în minte figurile câtorva tineri care mi-au spus povestea lor. I-am întâlnit și m-a impresionat în mod deosebit un tânăr avocat, sub 30 de ani, care mi-a povestit drama lui legată de această situație. A participat și el pe 7 aprilie 2009 la manifestările anticomuniste și a dat seama din prima că, de fapt, sunt niște lucruri, au fost orchestrate, niște dezordini, ca să poată să ia guvernul Voronin, ca să poată să ia măsuri împotriva manifestanților, au trebuit să organizeze, să facă niște, să provoace anumite lucruri, să organizeze anumite dezordini,
ca să justifice, pe urmă, represiunea. Și în sensul ăsta, ei au, tânărul ăsta a observat care e situația, a observat că ăștia sunt foarte bine organizați, care fac de bandade pe acolo, care au intrat în clădirea Parlamentului și care, mă rog, făceau niște devastări, că erau bine coordonați și a dat seama că e o, cum se spune, că e o făcătură, toată treaba. Și a mai stat el pe acolo pe la manifestație, a plecat acasă, a doua zi a fost arestat de la serviciu. Și mi-a povestit cum în drumul, cum l-au dus acolo la, nu știu, SRI-ul, securitatea lor, nu știu cum se numește, deci organele lor de securitate, și acolo a fost luat la bătaie. Fără cu cătușe la spate, fără să-i pună vreun fel de întrebare, l-au luat la bătaie. Și l-au bătut bine de tot și ce îmi spunea el că pentru el drama așa sufletească era faptul că era bătut și de către un securist cu care el copilărise. Jucase fotbal împreună, au fost prieteni, era de la el din sat și acum asta, așa, într-o situație îndrăcită, de fapt cam toți erau cam ca îndrăciți după cum se comportau, îl bătea. După ce l-au bătut, deci repet, prima dată a fost bătaia, fără să-i pună vreo întrebare, fără nimic. Bătaia de ca prim contact cu noua lume în care urma să intre. Și pe urmă a pus înainte o hârtie, o declarație, în care să recunoască cum a primit el bani de la SRI-ul din România ca să dea lovitură de stat în Basarabia. Pentru că asta era versiunea lui Voronin și a mediilor rusofile din Basarabia, care am văzut un film făcut de ruși pe tema asta, cum că toate aceste manifestări din 2009 au fost de fapt o lovitură de stat făcută de români ca să ocupe Basarabia, să destabilizeze Basarabia. Și el a refuzat, a spus, doamne, nici vorbă de așa ceva. Și iară l-au luat la bătaie. Dar înainte de asta, când i-au luat datele de, când acum cu declarația, când i-au luat datele de înregistrare, nu, nume, prenume, și l-au întrebat și ce naționalitate are. Și l-a spus român. Acum știți că în Moldova, românii basarabenii, nu, unii, cel puțin unii dintre ei, nu spun că sunt altceva decât românii. Sunt moldoveni, adică sunt un popor altceva decât poporul român, poporul moldovean, care și vorbește o altă limbă, limba moldovenească, altceva decât în limba română. Eu am fost foarte surprins să-mi dau seama că știu și limba moldovenească, că înțelegeam foarte bine ce spuneau acolo, de fapt e limba română. Așa. Și s-a găsit un deștept acum câțiva ani la Chișinău, care chiar a făcut un dicționar româno-moldovenesc. Așa, care să arate că moldovenească altceva decât românească. Acum, cum să spun, nouă ne vine să râdem când auzim de lucrurile astea. Însă acolo ele exprimă o dramă, pentru că sunt oameni care nu știu ce sunt, nu știu dacă sunt români sau dacă sunt basarabeni și am întrebat chiar când ne-a dus noi să facem niște filmări pe la Catedrala din Chișinău, cameramanul filma și a stat pe afară, pe acolo, pe bancă. Și a venit un tânăr și o tânără, el era rus, dar era basarabean, româncă de noastră din Basarabia și ăsta rusul prin ea vrea să mă întrebe, nu știu ce, așa, probleme spirituale, ce a venit lui în minte când m-a văzut pe mine acolo îmbrăcat. Și am stat puțin de vorbă prin fata asta cu el și pe urmă cu ea. Și ea m-a întrebat, așa, că sunt din România, da? Și ce, și noastră credeți că noi moldovenii suntem români? Zic, dar mă, tare, ce crezi că ești? Ce crezi că ești, matale? Și zic, în ce limbă vorbim noi acum? Eu nu știu decât limba română. În ce limbă ne înțelegem? Și el zice, stă, se gândește puțin ce... Dacă așa, cumva, ca și când încă ai, le pui într-o balanță. Nu sunt lucruri clare. Înclin să spun ceva, dar nu e foarte clar. Că, zice, păi, da, crezi și eu că suntem cumva români. Deci, da, e greu să-și dea seama lucrul ăsta. Adică trebuie să-l pui... Să se gândească. Dacă l-ai întrebat din prima, poate că ar spune că e moldovean. Trebuie să se aduce argumente, să înțeleagă. Și asta exprimă drama lor. Asta este drama lor. Și acum mă întorc la tânărul ăsta care v-a spus că atunci a fost arestat. El a declarat acolo la naționalitate că e român. Și ăștia l-au luat la bătaie. Păi cum adică român? Nu ești moldovean? L-au bătut că e român. L-au bătut, l-au lăsat, iară să mai scrie o dată. El tot român a spus că e. Și de câteva ori a durat episoadele astea, pauze în care el tot spunea că e român, aia tot se scrie că e moldovean și îl luau la bătaie pentru că nu declara că e moldovean. Și am zis, uite, slavă Domnului că am întâlnit și eu un tânăr care să ia bătaie în zilele noastre pentru faptul că e român. Mi s-a părut extraordinar, mai ales în contextul ăsta în care noi, la noi aici tinerii, se dezic foarte ușor și vorbesc, văd, cum să spun, văd ca un lucru negativ. Faptul că sunt români, ar vrea să fie orice altceva, dar numai români nu.
Și mai ales când pleacă în străinătate, imediat se leapă de, ca de o haină murdară de identitatea lor românească. Eu am întâlnit acolo un tânăr și am dat slavă Dumnezeu pentru lucrul ăsta, că l-au luat bătaie pentru faptul că e român. Un altul mi-a arătat, avea o cicatrice de aici, de la încheietura mâinii, o cicatrice de cuțit până la, de la încheietura mâinii până la umăr, pentru că tot atunci când l-au arestat, el avea o, cum să spun, avea tricolorul la mână. Da, asta tricoloră. Și când i-au scos-o, când l-au arestat, i-au scos-o cu cuțitul. I-au scos-o cu cuțitul și i-au lăsat o cicatrice. Era în tricou și am văzut urma de cuțit. Acum. Și e așa, deci băiatul ăsta de care vă povesteam, a luat bătaie, până l-au dus la celulă. Și mi-a zis, păi am stat, ăsta care vă povesteam, cu că e român, că am stat câteva săptămâni acolo, în închisoare. Și în fiecare zi ne scoteau la bătaie, că era program. În fiecare zi ne scoteau la bătaie ca să declarăm asta aia lor, varianta lor, cu SRI-ul. Și ne băteau și el, părinte, la un moment dat m-am obișnuit acolo cu situația asta. Și vreau să spun că niciodată eram liniștit sufletește, foarte liniștit, pentru că știam acum pentru ce sufăr. Și ce pe de altă parte, niciodată rugăciunea n-a fost așa de dulce ca în momentele astea de suferință. Și tot el mi-a povestit cum, mă rog, până la urmă i-au dat drumul pentru că s-au făcut proteste pe plan internațional. Au fost și tineri care au murit atunci, care au fost omorâți, bătuți în evenimentele astea sau la securitate după ce au fost arestați. S-au făcut proteste pe plan internațional și după câteva săptămâni a fost și el eliberat. Și mi-a povestit cum, însă, cu o zi înainte de a fi eliberat, a venit la el un ofițer de securitate și a pus în față o declarație, prin care el se angaja să devină informator. Și a spus, uite, semnezi declarația asta, că o să devii informatorul nostru al securității, dacă nu o semnezi, tu mâine te vei elibera. Însă să știi un lucru, că noaptea asta ai să o petreci într-o, dacă nu semnezi, ai să o petreci într-o celulă cu deținuți de drept comun homosexual. Și mi-a zis, părinte, am știut că oamenii ăștia nu glumesc, că m-am convins de ce sunt în stare și am semnat, însă când am ieșit afară, am spus tuturor ce am fost silit să fac. Tot el mi-a povestit de lucrurile cumplite care s-au întâmplat în închisoare, cum au fost fete schingiuite acolo, cum au fost umiliți, dezbrăcați în fața fetelor, cum au fost fete violate. Am stat de vorbă cu un preot ortodox din Chișinău, care chiar și atunci, imediat după evenimentele astea, a ieșit în stradă, adică a ieșit la televiziune, pe posturile publice și a protestat împotriva tratamentului aplicat tinerilor, pentru că veniseră la el, după ce au fost atunci eliberate, câteva tinere, studente, care au fost arestate atunci în vălmășagul acesta, pentru că participaseră la manifestații și care au mărturisit că au fost violate, una a fost violată în fața prietenului și el arestat, și alta violată, băgat într-o celulă de, tot așa, cu deținuți de drept comun. Deci lucruri cumplite care s-au întâmplat nu în anii 50 și pe vremea KGB-ului sovietic, ci în 2009 și aici lângă noi în Basarabia. Și aici, zic eu, se vede pe de-o parte și continuitatea răului, cu metodele din anii 50 continuă și în 2009, că duhul rău are aceleași mijloace, pe de altă parte, și lucrul ăsta m-a bucurat să descoper, mă rog, la scara asta la care au fost, și continuitatea, să zic, a rezistenței. Adică mărturia creștină pe care mi-a dat-o tânărul ăsta m-a impresionat extraordinar. Pentru că nu credeam că în 2009 poți să găsești pe cineva care să vină cu astfel de mărturie și mai ales, așa, ca o bucurie, să zic și personală, e faptul că mi-a povestit cum, înainte de a fi, pentru că el totuși în perioada de arestare a mai avut contacte cu familia și a primit un pachet de acasă și a primit și Sfântul Închisorilor, cartea. Și a citit-o și în noaptea de Paști, pentru că a făcut și Paștele în închisoare, s-a hotărât ca să ierte pe cei care i-au făcut rău. Și lucrul ăsta mi se pare extraordinar și l-aș lega eu de titlul întregii serii, Să ne răzbunați, cuvintele filozofului și martirului creștin Mircea Vulcănescu, mort în anii 50 pe la Iud, care arată tocmai lucrul ăsta. Puterea asta de a depăși răul și de a transfigura suferința prin credință în Dumnezeu și prin iertare. Adică, în loc să faci din suferință, cum se întâmplă adeseori și cum se întâmplă poate chiar și în viața noastră, suferințele sunt un prilej, știu eu, de a ne îndepărta de Dumnezeu, de a-i reproșa lui Dumnezeu, chiar de a blasfemia, să faci din suferință o treaptă către Dumnezeu prin
asumarea crucii și prin iertare, mi se pare un lucru extraordinar. Ei, toate acestea, lucrurile care le-am aflat în Basarabia, cum spun, m-au impresionat foarte mult și am hotărât atunci când m-am întors în țară că acest prim volum al seriei acestea Să nu ne răzbunați să fie dedicat Basarabiei. Și acum aș mai vrea să mai spun câteva lucruri legate de legate de un lucru care mie îmi stă la inimă de ani de zile. De ani de zile eu m-am ocupat de, după ce a apărut Cartea Sfântul Închisor, m-am ocupat și de distribuția cărții. Și am umblat într-o parte și într-alta prin țară și acum dumneavoastră care sunteți laici, vreau să vă spun, să vă pun în atenție un gând și un lucru la care v-aș ruga să cugetați și să luați aminte. Vedeți, după 1990 în țară s-au publicat, în limba română, s-au publicat foarte multe cărți, s-au tradus din alte limbi. Și asta este un lucru extraordinar și este unul dintre marile daruri pe care le-a dat Dumnezeu. Toate acestea se învârt mereu la aceiași și la aceiași oameni, pentru că e foarte greu să pătrundă în afara lumii celor care merg la biserică. Problema e că, și vă zic din experiență, că de multe ori am cugetat la lucrurile astea, dacă vă spun, m-am ocupat de distribuție la Sfântul Închisorilor și acum la cartea aceasta Să nu răzbunați, vedeți, când apare o carte în această duhovnicească, ea poți să o dai la un pangar de biserică, la un pangar de mănăstire, sau, mă rog, un preot poți să o dea cadou la cineva care vine, dar lumea asta care intră prin pangarele bisericești sau care intră prin librăriile duhovnicești, este una limitată. Intră mereu aceiași și aceiași oameni. Și m-am pus problema cum putem să spargem acest cerc și să ajungem și la cei din afară, care, în condițiile în care au mai pătruns cărți pe la ei, unii mi-au mărturisit că au fost foarte mișcați și că s-au întors cumva la Dumnezeu prin cărțile duhovnicești pe care le-au citit. Și aici vine îndemnul și rugămintea mea, mi-am dat seama că misiunea asta poate să o facă mai bine laicii decât preoții. Pentru că, vedeți, la preoți, în general, ei sunt sufocați de oamenii care vin către ei. Nu prea poate să iasă în afară. Dar fiecare dintre dumneavoastră, acolo unde sunteți, unde duceți viața, aveți în preajmă oameni care sunt, să zic așa, în pragul bisericii. Unii care nu sunt neapărat împotriva lui Dumnezeu, dar nici nu au prea mult de-a face cu credința. Și o carte ar putea mișca. Și atunci asta vreau să vă îndemn și să luați aminte la misiunea aceasta cu carte, care zic eu că ține de datoria laicilor. Vedeți, noi așteptăm să facă totul preotul. Asta e mentalitatea în biserica noastră, în care preotul să facă și eventual dacă nu face să-l criticăm. Însă, eu vi-aș da aici un exemplu care ne face de rușine, din păcate, și care a câștigat mult teren, tocmai pe lipsa noastră de activitate, prozelitismul sectarilor. Vedeți, la sectar nu doar pastorul e cel care face misiune, ci fiecare membru al comunității, acolo pe unde e, mișcă informația asta pe care o au ei. Ei, cumva, bineînțeles, eu nu vă îndemn acum să deveniți agenți sectari, să fiți ca iehoviștii, să vă duceți pe la cărți, pe la ușile oamenilor cu cărți ortodoxe, însă să luați în serios și cumva ca pe o datorie lucrul acesta. Pentru că unde ajunge un profesor, unde ajunge un medic, unde ajunge în general un laic, nu ajunge preotul. Și aveți o datorie și în sensul ăsta. Și eu de asta am încercat cărțile acestea care le-am scos, și Sfântul Închisorilor și până acum din Să nu ne răzbunați, și sper că și de acum încolo să ne ajute Dumnezeu să putem să facem la fel, am încercat să fie cât mai ieftine. Pentru că mi-am dat seama că calea prin care această carte poate să ajungă la cineva din afara bisericii e să-i fie făcută cadou. Și acum știu că situațiile în care ne mișcăm, situația în care ne mișcăm este o situație de criză, dar am încercat să le facem cât mai ieftine și, mă rog, cine nu poate să cumpere mai multe ca să facă cadou, poate să o împrumute. Dar problema e că noi nu ne gândim, nu că n-am putea să facem, nu ne gândim. Am avut o experiență cu Sfântul Închisor în care eu mi-am folosit relațiile mănăstirii Oașa, le-am folosit la maxim. Și după ce am dat-o pe la pangare și pe la biserici, cu prietenii de-ai mei care veneau pe la Oașa, pe care îi mai cunoșteam dinainte de când am fost pe la Ascord, zic, uite, tu, profesor, medic, tu, îți dau 10 cărți, poți să le dai în mediul, dacă nu poți să dai, eu le iau înapoi. Și au putut să le dea. Unii chiar mi-au mai cerut. Pentru că, vedeți, nu e greu să faci o treabă, e greu să te pui în postura de a face. Și aici, noi ortodoxi avem lipsa asta
Și aici poate că e și vina preoților că nu insistă destul pe misiunea care ar putea să o facă laicii cu cărți. Acum, eu bineînțeles, vă pun în față cartea aceasta, Sfânt Răzbunați, vă pun Sfântul Visor, dar lucrurile nu se referă, nu se reduc doar la ele. Cu orice altă carte care considerați de folos și potrivită cu starea celui căruia vreți să o faceți cadou, vă rog să faceți lucrul ăsta. Aici am încercat cumva să venim în întâmpinare, în sensul că am încercat să le facem cât mai ieftine. Și vă rog să credeți că nu faceți din asta mie niciun favor, adică eu chiar nu câștig nimic din lucrurile astea și cărțile pe care le fac cadouri trebuie să le găsesc pe un banc ca să le plătesc, ci pur și simplu să ducem o informație mai departe. Pentru că avem noi lipsa asta ortodox și venim la conferințe, ne place o carte, este extraordinar, ne entuziasmăm, ne întoarcem acasă și nu mai facem nimic din păcate. Un alt gând care vreau să mai spun și l-am spus peste tot unde am vorbit legat de cartea asta, și spuneam după ce oamenii vedeau filmul cu deportările basarabenilor în Siberia, vedeți, umblând prin țară, am rămas frapat, așa am umblat ani de zile prin țară și pot să zic că am umblat mai ales în cercurile celor care merg la biserică, în cercurile ortodoxilor, în cercurile celor care, știu, încearcă să facă ceva pentru biserică. Adică am avut contact, în primul rând, cu oameni care știu de ce sunt ortodoxi și nu din cei care sunt, știu eu, în procentul ăsta de 87% care se declară la recensăminte ortodox. Și am rămas uimit de un lucru, am rămas uimit să-mi dau seama cât de, cum să spun, cât de blazați, cât de înegurați, cât de necăjiți, cât de lipsiți de energie și de curaj sunt creștinii zilelor noastre. Și cum încet încet a pătruns în inimile și în conștiințele lor cumva mai mult lucrarea răului. Adică sunt interesați mai mult de lucrurile negative care sunt în jurul nostru și au tendința să se plângă de ele decât de, cum să spun, decât de bucuriile care sunt astăzi, ca să spun așa. Dar comparat cu ce au trecut oamenii ăștia prin temnițele comuniste, prin gulagurile sovietice, iertați-mă, viața celor mai mulți dintre noi, spun lucrul ăsta peste tot pe unde merg, este o simplă vacanță. Noi ne-am învățat mereu să ne plângem și mereu vedem, cum se spune, partea goală a paharului. Ne-am pierdut bucuria, ne-am pierdut puterea. Ori nu știm să ne mai bucurăm de lucrurile și de darurile pe care Dumnezeu le dă. Însuși faptul că se poate vorbi despre astfel de lucruri, însuși faptul că astfel de cărți pot fi scoase la iveală, este o minune. Gândiți-vă că acum 50-60 de ani, când oamenii ăștia sufereau prin închisori sau când Gafencu murea la aiut, comunismul părea atotputernic. Nu doar în România, nu doar în Uniunea Sovietică, exista riscul să se extindă în întreaga Europa și, nu, în capul comuniștilor, chiar gândul de a se extinde și peste ocean. Nu, asta era politica lor, o revoluție mondială, revoluția internațională. Și aveau cumva resurse ca să facă lucrurile astea. Deci comunismul părea un rău așa, foarte bine instalat și foarte puțini, mi-au mărturisit-o chiar dintre foști deținuți politici, se mai gândeau că vor mai prinde dărâmarea comunismului și încet în căderea sistemului comunist. Însă, vedeți, Dumnezeu ne-a făcut acest mare dar și ar trebui să ne bucurăm pentru lucrul ăsta. Pentru că dacă privim la scara istoriei, apariția unor astfel de cărți este o bucurie și este, cum să spun, este, dacă vreți, o manifestare a învierii și a puterii lui Hristos, că n-a lăsat răul să cuprindă lumea. Oamenii ăștia au fost niște învingători care au trecut prin sistemul comunist. Le-a fost greu, au avut și căderi, dar până la urmă nu au reușit să-i dărâme. Zic că ei sunt o lecție pentru noi și o lecție care ar trebui cumva să o aplicăm la viața noastră și cred eu că avem nevoie să ne bucurăm de lucrurile și de darurile pe care Dumnezeu ni le-a pus la îndemână. Dar vedeți, noi nu mai observăm binele care ni-l face Dumnezeu. Suntem cumva axați să vedem mai mult răul. Dar îmi povesteau oamenii care au trecut prin închisori. Ce părinte, nu știți, noi oamenii zilor noastre nu se mai bucură. Nu mai știu ce înseamnă, pentru că nu mai știu ce înseamnă suferința, nu mai știu nici ce înseamnă bucuria. Ce, uitați, ce nu știi ce mare lucru este să duci la ușă, să apeși pe clanță și ușa se deschide. Ce lucru ăsta mi l-am dorit 20 de ani, îmi povestea cineva trecut prin închisori. Sau nu știi ce mare lucru, îmi spunea altul, ce iertați-mă că e o, ce că poate părea așa trivial, spunea, faptul să duci la toaletă când vrei tu. Nu. Nu mai vorbesc de faptul să fii împreună cu familia, de faptul să vezi soarele, să te bucuri de soare, să te bucuri de un răsărit de soare. Lucrurile mici care sunt în jurul nostru. Vedeți? Eu cred că și fericirea și nefericirea pleacă de la lucrurile mici.
Sunt puțini oameni care au drame cumplite. În general, noi ne potimim de lucrurile mici, de lucrurile mărunte, de grijile vieții de mâine. Dar, repet, viața noastră este mult mai ușoară decât ceea ce au avut de suferit înaintașii noștri. Și aici mereu dau un exemplu. Vis-a-vis de faptul că noi avem tendința asta, românii și poate că tot din comunism se trage, de a vedea doar partea neagră și de a fi doar mereu nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Și prin 2008 mergeam cu ocazia, m-a luat o doamnă la ocazie și a început să, ca așa fac românii când se întâlnesc, ce sunt proști, se încurajeze, povestesc de rău, să se bage mai la fund, sufletește. Și a început să-mi spună să se plângă, că începuse criza asta economică. Și zic, domnule, că e foarte rău și greu. Că zic, doamne, știți care e problema? Eu cred că așa cum au dus-o românii din 90 până astăzi, n-au dus-o sub aspectul unor lucruri elementare, adică de hrană și de îmbrăcăminte, n-au dus-o în toată istoria poporului român. Gândiți-vă cum era problema turcilor, când veneau turcii, tu trebuia te retragi din fața lor și o trăveai fântânile, așa, dădeai foc la lanuri ca să devastezi, să n-aibă cu ce se hrănească. Turcii plecau, așa, dar tu te întorceai la gospodăria arsă, trebuia să iei totul de la zero. Și asta poate de mai multe ori într-o generație, că invadau destul de des. Erau invazii turcilor, tătarilor, nu, care că devastau și ei, dar le mai dădeai foc înainte. Sau gândiți-vă la faptul că trebuia să plătească românii tribut de sânge, nu pe vremea turcilor, adică să le dai la turci copiii pe care îi făceau ienicieri și peste 10 ani copilul tău venea aici să-ți ceară tributul și dacă te revolta, el era cel care venea și îți tăia gâtul, nu? Pentru că acum era mahomedan, era în slujba sultanului sau fetele transformate în cadâne, la fel puse să se prostitueze pe la turci, da, în haremurile lor. Și zic, uitați, am stat de vorbă cu oameni care îmi povesteau în generația asta, a bunicilor, a străbunicilor mei, crescuți în perioada interbelică, și în care îmi povesteau ce, părinte, iarna ieșeam pe rând din casă, că n-aveam încălțări pentru toți copiii, sau duceam pe rând la școală dacă erau mai mulți copii, sau ce, când se ducea la duminică la horă, pe ăla care era densurat, puneam toți hainele cele mai bune, ca ăla să fie mai prezentabil și mai arătos. Sau la fel, dacă era, se întâmplau să fie vreme de foame, trece mămăliga, fenea de mămăligă, o mai mulțeam cu rumeguș sau cu ceva ca să avem ce să facem de mâncare. Și îi spuneam, doamne, zic, uitați, astăzi de bine de rău, așa cum e mâncare, dar nu, tot găsești ce să mănânci. Ultimul aurolac, nu ultimul cerșetor, costă de lei de la second, se îmbracă din cap până în picioare. Problema e că noi ne mai mulțumim cu puținul și cu lucrurile necesare. Aici vă cât de rău se făceau înainte hainele în casă, cât de greu se făceau, nu? Trebuia să țeasă femeia toată iarna, pânză, cum avea și mulți copii. Era o problemă, astăzi nu mai sunt o problemă. Așa cum sunt, că nu sunt bune, dar așa totuși există, nu? Nu e nevoia care era mai înainte și greutatea de a le procura. Și zic, uitați, ca să înțelegeți faptul ăsta, că eu cred că, de fapt, pe noi noi avem un duh din asta de nemulțumire și nu reușim să vedem lucrurile bune și frumoase și darul Dumnezeu. Zic, să vă dau un exemplu. Dumneavoastră sunteți de acord că 95 era mai bine decât în 2008, când vorbeam cu ea? Și păi era mai bine. Și în 2000 era mai bine. Și în 2000, și în 2005, și în 2005. Dar, la fel, sunteți de acord că dumneavoastră 95, în 2000 și în 2005 tot nemulțumite erați? Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba. Despre un duh de nemulțumire care este în noi. Și aici vin și spun un lucru, e după mintea mea, nu sunt duhovnic, dar e părerea mea. Eu cred că Dumnezeu e mai supărat pe noi pentru duhul ăsta de nemulțumire decât pentru păcatele pe care le facem. Vedeți-vă, ca și când ai acasă un copil nemulțumit sau un coleg de serviciu nemulțumit sau un soț pe care nu poți să-l mulțumești niciodată, nu? Cât e de imposibil. Și Dumnezeu ne-a dat totuși niște daruri, nu? Cum am spus, darul libertății, darul de a vorbi, nu sunt depline, nu? Mai e de luptat, sunt și altele, sunt și limitări. E clar, dar totuși ar trebui să-i dăm slavă Dumnezeu pentru darurile pe care le avem. Nu, avem atâtea daruri, nu? Și să vedem cumva partea asta pozitivă a lucrurilor, pentru că așa cred eu că am fi mai credibili și în fața lumii. Vedeți, și printr-o ortodox, astăzi mai mult se vorbește despre lucrurile astea negative care o să vină peste noi, despre răul care se întâmplă în lume. Da, cred că o să vină, dar cred că zăbovirea prea mult în zona asta de interes, așa cum suntem noi afectați sufletește și nu, în urma comunismului,
nu ne este de folos, pentru că nu face decât să ne sperie și să ne intimideze. Și cred că ar trebui, principala noastră preocupare ar trebui să fie apropierea de Hristos. Stăm de vorbă la un moment dat cu o preoteasă, care acum câțiva ani credeau discuțiile astea cu cipuri, cu antihrist, cu toate lucrurile astea, și a zis, bă, dacă tu ar fi să faci, să-mi faci mie aici pe un grafic, să-mi prezinți, așa, era o persoană serioasă. Zic, după toate prorociile, așa, mersul la Antihrist, de la Blavrente, de Cernigov, Sfântul și de la toți, ai putea să-mi faci o expunere foarte clară. Dar dacă eu te întreb pe tine un lucru elementar despre ortodoxie, ceva legat de icoană, să spunem, nu? Care totuși un element ortodox de bază, habar n-ai. Adică, poate că o să-mi spui ceva, dar nu vorbești cu aceeași acuitate și cu aceeași precizie și atât de amănunțit cât îmi vorbești despre astea ale răului. Nu, eu știu că astea sunt, că vin, dar totuși ar trebui să ne centrăm pe bine. Pentru că dacă nu, contaminarea asta cu rău riscă să ne afecteze. Am găsit în Basarabia, mi-a spus un basarabean, și cu asta o să închei, un cuvânt, unul care a avut de suferit acum în 2009, în aprilie, un cuvânt care zic eu că e de paterică al secolului 21. Mi-a zis, părinte, comunismul în România și în Basarabia nu mai are șanse să mai reziste ca și regim politic. Singura lui șansă de a rezista este prin răul pe care decenii la rând l-a băgat în sufletele noastre. Asta este singura șansă a comunismului să reziste. Și mi s-a părut extraordinar lucrul ăsta. Mai ales ținând cont de faptul că din 90 încoace noi n-am făcut nimic ca să limităm răul ăsta sufletesc. Vedeți, s-a vorbit despre, cum să zic, să ieșim din zona comunismului adoptând economia de piață și nu economia centralizată. Să ne îndreptăm spre Europa, pentru că, uite, prin Europa o să ne adoptând mentalitatea europeană, o să ne debarasăm de mentalitățile și de astea noastre comuniste, nu? Dar nimeni nu și-a pus problema că, de fapt, răul era mult mai adânc și era în sufletele noastre. Și că adevărata vindecare de comunism și de răul care l-a făcut comunismul, care a mai rămas, dar el nu mai este stăpân, zicem, ca sistem politic în România și în Basarabia, dar a rămas stăpân în sufletele noastre prin răul care l-a făcut. Și vindecarea, din punctul ăsta de vedere, zic eu că vine doar prin întoarcerea noastră la Hristos. Asta este, zic eu, lecția pentru noi și lucrul ăsta putem să-l aflăm de la cei care au trecut prin închisori. Vă mulțumesc, mă iertați că m-am lungit atât și na, rămânem doar cu forma asta, cumva intermediară de a vă fi în față. Doamne ajută! Care a făcut un 20 și ceva de ani de închisoare încă de pe timpul criminalului Carol al II-lea. Îmi asum ce am spus acum. Că acest rege Carol al II-lea a fost un criminal abominabil. Avem date concrete. Istoria nu putem să o falsificăm așa după cum au falsificat-o unii. Dar să trec la subiect. O poezie rugăciune. Îmi iau aia. Doamne, fără suferință, o deal, o dinalt, fără lacrimă venință, ca-n trumpat atât și calm, din lovirile nedrepte, fagul facă-să și bine. Din înfrânge, scări și trepte, din căderi, urcuși alpin. Din veninul strâns în cală, fă miresme ce nu pierd, văd în fiecare rană o cădelniță și când vie ce dezastru și când muscul stins în piept, Doamne, fă-l stun albastru
și văzându-mi înțelept, iertare, asta înseamnă ultimele mele. Dar eu nu pot să zic Tatăl nostru, pentru că în cer blestem și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșițelor noștri. Dar eu nu pot să nu-mi aduc aminte de cei care m-au dezbrăcat un mucot. Eram student la majoritatea dintre dumneavoastră, la matematici, la Cluj. Domnule, că bați pe un tânăr pentru că a spus o poezie, chiar dacă poezia aceea este împotriva gândirilor, felului de gândire a dumneavoastră. Îl bați, domnule, până când, în pielea goală, până când iese sângele, zboară sângele din trupșorul său. Am să-mi bărbop să mă iertați, fecale, urină, am căzut acolo și-o aruncat galeată de apă peste mine. E, aceste lucruri nu se pot uita. Cine, eu mă rog lui Dumnezeu, nu zi și noapte, ci mă rog în tramvai, oriunde mă găsesc, mă rog lui Dumnezeu, ajută-mi, Doamne, să pot ierta. Am să vă mai recit, dacă aveți puțin tică răbdare, vorba lui nenea ea. Da. N-ai desmerdate, n-ai ști să blestemi, surând-o la cei care suspină, și n-ai zâmbit de n-ar fi posăgeni, de n-ai fi plâns, n-ai duce în ochi lumină. Și dacă singur rama nu se legai cu mâna ta, n-ai mulger în străine, n-ai jinduit după un colț de rai, de n-ai avea un pic de iad în tine. Căci nu te înalți până nu cazi cu fruntea ta în pulberea amară, și dacă învii în cânticul de azi, e că ai murit în lacrima de-nseară. Mulțumim din
să încep cu cuvintele Sfântului Serafim Rose, care la un moment dat în scrierile sale spunea că poate sunt ultimii ani în care mai putem mărturisi adevărul. Trăim în această societate și cred că spusele Sfântului Ieromonah Răuz încep să prindă contură. Dar mă bucur pentru acest eveniment la care am fost invitat și vă mulțumesc pentru invitația înaintată. Mă bucur de asemenea că iată că sunt mărturisitori ai adevărului în țara noastră și neamul nostru. Mă bucur că încă mai sunt oameni cu coloană vertebrală care cunosc acest simțământ de român. Mă bucur pentru că încă sunt scriitori duhovnicești care sunt în acest duh al adevărului mărturisitor pe care Sfinții noștri înaintași l-au adus așa cum am văzut până la noi prin multe jertfe și prin multe sacrificii. Ca tare, consider că trăim niște timpuri tari. Așa e numele Sfinții Părinți. Trăim niște timpuri de cernere. Trăim niște timpuri ale marilor decizii. De care parte trebuie să ne așezăm. De la obincă și până la grădină. De partea adevărului sau de partea minciunii. A fariseismului politic. A surogatelor științifice și a pseudocredinței. Toate aceste lucruri nu le spun eu, ci le spun Sfinții Părinți care au temeluit, așa cum am văzut aici, cu sânge și cu jertfă. Ca noi, tineri, generația de astăzi, să ne odihnim într-una lor, într-una acestor părinți pe care le vedem aici. Ei reprezintă neamul românesc adevărat. Ei rămân în conștiința noastră ca niște veritabile cruci. De aceea, când vorbim despre pastorale, vorbim despre o cruce. Când vorbim ceea ce s-a întâmplat în temițele din România, vorbim despre cruci. Vorbim despre o golgotă a neamului românesc. Vorba mare lui Mihai Eminescu care spunea neamul românesc este cruce lângă cruce. Iar părintele de vreme din aducerea minte Arsenie Papagiou, Dumnezeu să luminească cu Sfinții Îngeri, spunea un lucru extraordinar. Toată viața mea am încercat să fiu un om corect. Și mi-am dat seama că nu este de așa, spunea părintele. Mi-am dat seama că trebuie să mă răstrinesc. Acești părinți pe care i-am văzut din Basarabia, în aceste filmulețe, au fost niște oameni care s-au răstrânit prima dată inconștient, dar apoi conștienți de crucea purtată. Știau că se duc după cel care a deschis drumul vieții. Adică după Iisus Hristos, Mântuitorul, care a purtat primul crucea. Și așa, într-o înșiruire binecuvântată, au venit toți martirii neamului românesc. Și și-au purtat crucea. Și tot Părintele Arsenie Papagiou spunea, tinerilor, România va fi sărbată de către tine, de către acei tine care se vor așeza de bună voie pe cruce și de la înălțirea ei vor lupta și nu vor ceda. Acesta este neamul românesc. Și așa trebuie să vedem pe toți înaintașii neamului românesc, pe toți eroii din România, pe toți martirii din Basarabia, pe toți martirii din Bucovina. Este o înșiruire așa de frumoasă, ca un lanț vine până la noi. Și noi tineri ce facem? Vorba unui preasfințit părinte. Hristos a înviat și noi tineri ce facem? Murim în fiecare zi.
abandonați în fața televizorului. Ne mor părinții și caritașii. Și nu doriți să învățăm nimic din aceste modele credice de urmat. Aici este durerea neamului omenesc. Și aici ar trebui, așa cum a spus și Părintele Moise, să ne simțim o dată pentru totdeauna solidar. Fiecare pentru semenul nostru să fie un umăr ca să ducem mai departe acest destin frumos. Să nu lăsăm vrăjmașul întunericului să vină și să ne vorbească, așa cum a încercat și pe românii din Basarabia, pe românii din Bucovina, pe rândul românii din această țară. Îmi aduc aminte de cuvintele lui Solgeniță. Omul acesta a venit prin Duhul Sfânt și a lăsat un model pentru tine. Dar cine mai citește vorba Părintelui Moise? Doar câțiva încerc imita și spune așa, nu vă uitați și nu căutați în spatele masoneriei sau a cercurilor oculte. Și să nu închipuiți acestea pentru tot ceea ce s-a întâmplat în Basarabia, în Rusia Sovietică, în România. Nu căutați în spatele acestor comploturi, să spunem, mondiale, cauza primordială, ci căutați-o în voi, oameni buni. Omul conștient a îmbrățișat răul, spunea Solgeniță. Și atunci răul a putut să aducă numai rău. Noi am îmbrățișat răul și atunci a venit răul acesta, a avut încercarea aceasta peste noi. Așa cum a venit și peste românii din Basarabia și peste românii de aici, din spațiul acesta. De aceea, primul lucru, așa cum spunea și Părintele Moise, tine și mai, cei mai puțini tine au datoria aceasta să se despartă de rău și să vină către Hristos, să vină către biserică, să vină spre modelele vrednice de urmat. Pentru că atunci, vorba unui poet pe care am să-l citesc, pentru că tot am avut aceși o seară binecuvântată de poezie, născută în mediul concentrațional românesc, spune așa că prin acești sfinți înaintași și martiri români, avem rădăcină și aici pe pământ, dar avem rădăcină și sus în veșnicie, în împărăția cerurilor. Aici tinerii trebuie să tragă un semnal de alarmă și să conștientizeze că noi astăzi ne găsim în libertatea aceasta, în bunurile date de Dumnezeu, așa cum spunea și Părintele Moise, datorită acestei rădăcini care s-a învit în neamul românesc și a fost sănătoasă și nu putredă. Și datorită lor, repet, am intrat în odihna aceasta. Ei s-au străduit, ei au murit, ei au sopit temnițele și închisorile cu sânge, iar noi astăzi ne odihnim în truda și în sângele acestor sfinți înaintași. De aceea, vreau să vă spun că și în Basarabia a început o perioadă de desecretizarea fondurilor Ministerului Afacerilor Interne, care au oferit posibilitatea istoricilor să intre în arhive și pe baza documentelor arhivistice să prezinte opiniei publice multe aspecte ale regimului comunist, sovietic, totalitar. Au fost dezvăluite numeroase mijloace de tortură, inumane. Nici nu ne-ar trece prin minte ceea ce diavolul a dat acestor oameni, obediența regimului sovietic în minte și în faptă față de semenii lor. Vreau să aduc doar un singur aspect. Ziua de 28 iunie 1940. În această zi a început practic calvarul populației românești din Basarabia. Este ziua aceea a ultimatumului în care administrația română trebuia să elibereze în foarte repede Basarabia. Nici nu au apucat românii să-și împacheteze bine lucrurile și să se retragă în România, că deja armata sovietică a intrat peste românii din Basarabia. Chiar în prima zi, documentele arhivistice arată că în prima zi, 28 iunie 1940, peste 1100 de persoane au fost arestate. În scurt timp,
închisorile au fost supraaglomerate. S-au produs apoi execuții. Execuții în stradă, în plină stradă. Au murit mii de oameni, așa cum s-a arătat aici, catalogați ca dușmani ai poporului sovietic. Erau etichetați elemente dușmănoase, care elemente dușmănoase, contrarevoluționari sau spioni în favoarea statului român. S-au domnit de către NKVD. Poliția secretă politică a regimului. Liste speciale cu oameni care trebuiau să moară, să nu treacă cu nicio judecată, ci pur și simplu executați. Era vorba despre principalii lideri politici din administrația românească din Basarabia. Apoi erau principalii membri ai sfatului țării. Organismul cel mai important al Basarabiei politic de la 1918, care a votat unirea Basarabiei cu România. Foarte mulți membri din sfatul acesta al țării din Basarabia au fost prinși, au fost arestați, torturați, închiși și foarte mulți omorâți. S-au constituit așa numitele batalioane de exterminare, alcătuite din militari sovietici, dar și din civili racolați din rândurile populației autohtone. Aceștia se mai numeau și batalioanele morții. Repet, fără niciun fel de judecată, fără tribunal, fără nimic, erau executați românii în Basarabia. Academicianul și istoricul Ștefan Cioban, născut în județul Tighina, în acele zile sângeroase, menționa, între altele, a și trimis un comunicat către lumea civilizată a Occidentului. Și iată ce spunea el, citez, dacă mai există dreptate pe acest pământ, dacă principiile umane mai au vreun rost, dacă drepturile popoarelor mai există, dacă mai au vreo valoare, noi parlamentare și fruntașii vieții politice și culturale din Basarabia, români și minoritari, în numele poporului din trecut și mistru, astăzi redus la tăcere, apelăm la lumea civilizată și atragem atenția asupra dramei sfârșietoare prin care trece populația Basarabiei. În acest timp ridicăm glasul nostru de protest riguros în contra încălcării nelegiuite a celor mai sfinte drepturi ale noastre istorice, etnice și umane. Am încheiat citatul. Sigur că documentul nu a fost luat în considerare, strigătul de ajutor nu a fost luat în considerare. Așa au murit și părinții noștri, să știți, la Pitești, la Aiud, în Părăgan și așa mai departe. Cu acest slogan, dacă vreți în minte, lasă-te vin american. Vin american. Așa au murit în cerul. Crezând că va veni Occidentul să ne elibereze. Dar Dumnezeu a îngăduit, spunea Părintele Arseniei Papacior, să treacă tăvălugul acesta roșu peste noi. Pentru că comunismul a făcut un lucru bun neamului românesc. Ne-au umplut cerul de sfinți. Ne-au umplut cerul de mărturisitori, de mijlocitori în fața preasfintei creini. Asta a făcut comunismul. Dar noi suntem nepăsători. Știți, s-au mai dus o felul de asociații, roși și așa mai departe, care umblă să facă tot felul de simpozioane, de mase, de mese rotunde, să aducă încă deținuții care mai sunt în viață. Și știți ce răspuns au primit de la guvernanții noștri? Ne pare rău, pentru morți nu avem bani. Dar atunci pentru cei vii, s-a spus, pentru cei care încă mai sunt în viață. Păi știți, cu banii nu avem, trebuie să vină fonduri, UE. Tot bănuțul este împărțit și așa mai departe. Deci pentru ei nu sunt bani. Pentru noi nu sunt bani. Atunci întrebarea firească și logică. Pentru cine sunt bani? Documentele vorbesc mai ales de către Marea Deportare din 13 iunie 1941 în Siberia. Lagăre de muncă forțate s-au constituit în întreaga Uniune Sovietică și mai ales în aceste zone dureroase, Siberia, Caucasul de Nord, zone deosebit de dure din punct de vedere climatic din Finlanda. În stepele Caucasului au murit mii de români. Au fost deportați românii basarabeni dincolo de cercul polar. Vă gândiți ce este acolo și ce condiții
sovietic deschis atunci, în industriile de siderurgie, în minele de cărbun din zona Caucazului. Și acum au murit, dovedind credință, dovedind că neamul românesc vrea să meargă înainte. Nu vă spun de transporturile care s-au făcut. S-a amintit aici de către părinții aceștia din Basarabia. În ce mod au fost transportați. Foarte mulți mureau până să ajungă la locul de destinație datorită sufocării. Nu exista aer. Datorită condițiilor precare de igienă. Neamul românesc a murit pe întreg prinsul acestei Europe. Până în Occident. Îmi aduc aminte de către lagărele care au fost organizate în zona Ungariei centrale, în Polonia și chiar până în spațiul german. Acolo au murit mii de soldați și ofițeri români cu singur țel aveau. România să fie mare. Și prin satele aceia veneau copiii francezi, pentru că cei maturi nu își îngădeau să vină, să se apropie de rețeaua de sârmă ghimbată, pentru că erau mitraliați. Veneau copiii francezi și le aruncau pe sub sârmă câte o bucată de cartofi sau câte o bucată de pâine. Ofițerilor și soldaților români căzuți prizonieri în timpul primului război mondial. Și așa au murit toți acolo, crezând în România, crezând în tineretul de astăzi, crezând că cineva va duce mai departe ceea ce au lăsat ei ca un legat. De aceea, vreau să vă mai spun că de un eveniment extraordinar, masacrul din orașul Bălți, un orășel din Basarabia, din 1944, după a doua ocupare a Basarabiei din epoca contemporană, a fost un veritabil catin românesc. 80% din prizonierii acestui lagăr de concentrare erau români. Și știți ce s-a întâmplat? 50.000 de astfel de soldați români au fost executați de către armata sovietică după ce ei și-au făcut cu propria lor mână șanțul în care urmau să cadă trupurile lor neînsuflețite. Pentru că toți au fost aliniați la marginea șanțului și au fost executați în ceapă. 50.000 de astfel de cruci sfinte s-au înălțat în orașul Bălți în anul 1944. Ce să vă mai spun de marea foamete din 1946, care a fost foamete indusă de către guvernul comunist ateu. Nu a fost doar combinat cu condițiile climatice, că n-a plouat sau așa mai departe, că a venit seceta. Și a fost indus efectiv. De ce? Pentru că după ce au fost deportați bărbați, feciorii, cum spuneau oamenii, au fost luați și duși dincolo de cercul polar de nord. Ei s-au dus prin organele de stat pentru că vreau să facă comunizarea agriculturii, colectivizarea. Și au luat toate rezervele de cereale ale țăranilor români basarabieni din fiecare curte. Și au fost practic condamnați la foamete. Foamete din 46, așa a fost. Părintele vorbea de peste 150.000. Am găsit în documentele activistice 200.000 de oameni din Basarabia au murit de inaniție. Mai vreau să vă spun ceva. Au existat cazuri de canibalism în Basarabia în 1946. Și nouă nu ne mai place pâinea. Eu personal fac mofturi la mâncare. Iar în lumea asta. Și în Basarabia au existat cazuri de canibalism în iulie 1946. Acolo s-a ajuns, fraților. La această extremă mare s-a ajuns. Deși cei de acasă din Basarabia au trecut printr-un alt calvar. Jafuri, abuzuri, siluiri, violuri. Nu numai românii au trecut prin asta, ci și etnici germani, care n-au apucat să se repatrieze. Au fost duși toți la polul lor. Evrei, de asemenea, și ei au fost deportați, alături de români. Drama persoanelor deportate nu s-a oprit aici. Nici după dispariția fizică a lui Stalin în martie 1953 și a continuat și în anii următori, că toți au crezut că se va destinde Uniunea Sovietică, va vedea cu alți 8 pe oameni. Și au căutat să-și caute drepturile, au înaintat mii de petiții și de
ca oamenii, după ce s-au repatriat, să primească o bucată de pământ, erau muritori de foame. Acolo au rămas cerere, niciuna nu a fost soluționată. De aceea vreau să închei, pentru că timpul este înaintat. S-a urmărit așa cum s-a arătat foarte bine și în document, și așa cum a arătat și reprezentantul studenților din Asociația Basarabeni, s-a arătat clar prin toată această tentativă de a pune pe Hristos în lanțuri. Că asta a fost. A venit ateismul comunist care a spus cu Hristos în lanțuri cu el. Însă Hristos nu poate fi ținut în lanțuri. Avem aici niște mărturii vii în care trăiește Hristos și ei trăiesc în Hristos, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel. Și datorită acestor mărturii trebuie să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Și de aceea, iată, am un proces de deznaționalizare, am un proces de ștergere a oricărei limite sau a oricărei colaborări între neamul din România și cei din Basarabia. Eliminarea limbii române din toată administrația, din școală și locuirea ei, cu așa numită limbă moldovenească, scriere rusească, slavonă. Toate acestea au încercat să pună capătul unui neam sau unei verici importante din neamul românesc care este Basarabia. De aceea spunea marele istorie Nicolae Iorga, cine uită, nu merită. Dragi tineri, cine uită, nu merită să fie român. Acest cine uită, nu merită se poate așeza așa de frumos lângă expresia fericitului martir, Mircea Bocănescu, să nu ne răzbunați de la Iud. Este testamentul de bază pe care l-a lăsat neamul românesc și tineretului românesc. De aceea să nu uităm. Pentru că prin ei avem coloană vertebrală și mers mai departe. Și viitor. Pentru că un alt martir, părintele Daniel Sandu Tudor, cel cu rugul al prins, îl știți foarte bine. Spunea un lucru extraordinar, slujirea patriei înseamnă răbdare, jertfă de sine și curaj creștin. Aceste trei lucruri au fost prinse în inimile acestor martiri, și din Basarabia, și din România, și din Bucovina, și din întreg neamul românesc. De aceea, doresc să închei cu cuvintele Sfântului Nicolae de Mirovici, care pe bună dreptate a fost numit un nou gură de aur al Serbiei, care spunea tinerilor un cuvânt extraordinar și pe care să ne însușim. Datoria este mormântul dragostei. M-a frapat prima dată acest cuvânt al Sfântului Nicolae. Cum adică? Datoria este mormântul dragostei. Că noi întotdeauna ne-am învățat să ne facem datoria. Ori deasupra datoriei stă dragostea creștină. Știm că toate vor pleca sau toate se vor mișora și credința și nădejdea și toate celelalte. Dar dragostea va rămâne veșnic. Și de aceea să nu facem lucrurile acestea și toate conferințele și toate manifestările. Să nu le facem niciodată, să nu le facem din datorie. Și din dragoste față de neamul românesc, din dragoste față de înaintașii noștri, din dragoste față de părinții noștri, din dragoste, din dragoste și din dragoste și niciodată din datorie. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Și doresc în încheiere, pentru că distinsul om în toată puterea cuvântului om care stă și alături de noi, Domnul Roman Danilă, este din acest sat binecuvântat de Dumnezeu din Bihor, Mizieși, care a mai dat un alt strășer și un alt poet al gradiilor comuniste, care a fost poetul Traian Dors, 17 ani de temniță comunistă pentru poezii pe care, așa cum arăta și celălalt distins om care le-a recitat, au fost scrise cu sânge și pe bucățele de săpun și memorate vers cu vers și după aia iară șterse și așa e și cu 10.000 de poezii din temnița comunistă și ne-a lăsat o poezie așa de frumoasă. Își așteaptă învierea acolo la Mizieși, lângă Sfânta Biserică. Și iată această poezie pe care
doresc să vă recit din temnițele comuniste de către un poet pe care am tradus și cu care doresc să încheie. La anii răstignirii, când am intrat în beznă, eroic, dar cu sufletul naiv și neprecis, lucea cătușa pusă la mână și la beznă, dar ochii și adevărul purtau umbriri de vis. Urcușul greu și crânge, prin anii duri de dubă, mi-au îngălbuit un suflet mai matur și mai clar. Când bând singurătatea ca pe o amară dubă, i-am fost deschis iubirii prea slobos stăvilar. Trăind prea fără oameni o lume închipuită, nu cunoșteam fiara sub zâmbetul senin. Cum să pricep că poate chiar mâna minuită să-ntoarcă bunătății tăi și cuvenim? Dar anii încercării, prin foc și rugăciune, mi-au ars ferești perdeaua naivelor vederi și strâns lângă frumusețea sfințeniei stăpune, i-am jubit de bine rămasele putere. Descoperind lumina de dincolo de fire, în trainele de duhuri și oameni am pătruns, și atunci cărări și fapte ne-au prins să se deșire, sub înțelesul tainic ce-n toate zaci ascuns. La anii învierii, când am ieșit din beznă, despoderat de fumuri, de neguri și amăgiri, cătușa ruginise la mână și la bineslă, dar ochii și adevărul purtau cerești lucii. Cătușa ruginise la mână și la bineslă, dar ochii și adevărul purtau cerești lucii. Vă mulțumesc! Îl rugăm în continuare pe domnul Roman Danilă să ne prezinte câteva din impresiile dânsului cu privire la cele vizionate și cele auzite prin prisma unuia care a trăit de mijlocit acele orori. Și ne-a mai interesat și motivul pentru care dânsul a fost închis. Și în deosebire de tineret.
Și am putea ca vreau să știți anumite lucruri, că și închisorile au fost împărțite pe categorii. Bineînțeles, Partidul Comunist, având un plan bine precizat cu fiecare categorie de români. Însă, s-a accentuat lucruri grozave, lucruri de necrezut s-au întâmplat în închisoarea Pitești asupra studenților care au făcut închisoare. Sigur că acolo s-a, nu știu dacă s-a scris, sunt lucruri scrise, am avut, s-au avut neamul această mare șansă că aproape toate grozăriile petrecute în închisori prin acțiunea de desnaționalizare, bineînțeles, cine s-au opus, au fost oamenii care au cedat în acțiunea aceasta. Da. Și-au cedat, și-au scăpat, și-au mai devreme, au beneficiat de la anumite avantaje și lucrurile sunt vaste. Teza e extraordinar de mare. Nici nu, să fiu cinstit, nu mi-am fixat un subiect, dar așa, nu știu, cu ce aș încerca să, nu, trebuie să aduc și în prezentare, să zic așa, că am prins și 3 ani jumate din canal. Dacă v-aș reda, în ce condiții s-a lucrat la canal în deosebit în primul an, prima perioadă, până când s-au mai pus la punct anumite aspecte, să zic așa, și lucrări. E de necrezut. Așa. Ce trebuie să precizez? Că la canal norocul mare a fost mâncarea. E sigur, e un anunt, dar este care nu se trece. Plus legătura cu familia. În mare majoritate, cu așa, oarecare întrerupe, să zic așa, toate lagările de muncă au avut legătură cu familia. Dar, pe lângă aceasta, mâncarea a fost nu destulătoare, n-aș putea spune eu, dar oricât. Pâinea era 750 de grame pe zi. Ceea ce persistite nu-i chiar nimic. Și să dădeau la masă și seara două feluri de mâncare. O ciorbă și ceva mai. Da, totuși erau legume, erau cartofi, fasolea mai puțin, cartofi, panța. Eu am zis că nu mai e un panță de trezi. Dar baza e hrănitoare și cu un pic de slănină în ea, dar am ridicat și eu și așa. Pe atrasă, tot ca să se ridic pentru că... Dar, concret, de ce a fost deținut? Care a fost motivul? Organizația contra comunismului. Adică ce? Să
extindeți puțin subiect. Adică ce? Ce, 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 ce tip de organizație anticomunistă? Că au fost mai multe. E o legionare. Păi nu trebuie să ne fie teamă, că putem vorbi altfel. Nu e teamă. Știu că în ce măsură are importanță lucrul ăsta. Are. Bine, dacă se intră în mediul problemelor, are importanță. Și dacă încercăm să disecăm contribuția fiecărei formațiuni politice dintre cele principale din țară, atunci se poate discuta și în alte lucruri. Dar eu n-am avut de gând să fac așa discriminări și dar a fost deținut și datorită religiei sau nu? Nu. Să perioada 48 a fost vorba de o prigoană împotriva grecu catolici. De asta, ca zi de 48. Și mintea am adus acolo, imediat. Împotriva grecu catolici. Bisericii grecu catolici care au fost. Eu nu prea am întâlnit. Greco-catolici condamnați pentru atitudine sau activitate religioasă. Eu, 12 ani, n-am întâlnit. Păi nu, dar e vorba de preoțime. A, bine, preoțiștați, a fost la sigur. Pentru că a zis, a privat de majoritatea... A și cele ortodoxe. Câți preoți? Nu, dar e bine să precizăm, ca să... Sigur că sunt multe de prezentat, dar timpul, eu sunt posibil. Să-mi explic. Că trăim, da? Mă iertați acum, că ce am văzut. Eu de 85 ani, și dintre cei cu care am început lupta aceasta, așa, suntem foarte puțini. Iar dintre cei care mai pot veni în fața cu să se vorbească, știți bine, e și mai puțin. Eu mulțumesc Dumnezeu că încă, așa, și probabil că în fața dumneavoastră, la generației actuale, prezentarea din partea unui factor viu, să zic așa, care a luat parte direct la aceste încercări, s-ar putea psihologii să aibă importanță mai mare. Lucru pe care a accentuat domnul Zonosti și... Dar... Are da în timpul acesta scurt. Bine, să cer, e mai intrat acum să cerut, să scriu memorie. Am început, da. Dar să spune ce interesa pe cineva și am găsit. Nu e un aspect, da. Bine, nu contează. Dar se ivește la anii aceștia, deși am început cu istorie și o mai am scris, se poate publica o carte bună, să zic așa, din cea scris el și speră în vorba. Așa. Dar vine săraca memorie, care la vârsta asta a uitat multe lucruri și în deosebi nume. Trebuie foarte interesat. Văd fiziologia și nu mi-aduc aminte nume. E foarte dificil. Dacă nu le scrieți, le uitați și mai bine. Așa pentru că în deosebi eroarea canalului a fost dură, deși am precizat că din punct de vedere alimentar a avut acest avantajul. N-a fost un comentar. N-a fost un comentar. A fost acolo să nu ia, s-a fi doit. Așa,
De ce porțiunea canalului a lucrat? De ce porțiunea canalului a lucrat? Care loc? La început la peninsula. La... orașul acela. Est? Deci, da, este eu. El a fost anchetat
și altul, un Alexa, care a fost condamnat din Armenie, din Aiut, și a stat cu el apoi în celulă. Vă dați seama? Un altul e. Da. Și pe el a încercat și a vrut să-i găsească dovezi, era tip inteligent. A și făcut liceul general, așa, sigur, a ajutat de noi. La matematică mai matematică sau știu ce științe și facultate. Și n-a putut să ne găsească o acuză ca să devine justiție și să condamne. Și l-au dat afară din funcție din Garca, vreo 2 ani, cam prin 60. Când i-am avut niște anchete, făcute de comandantul la închisorii de Crăciun, și sigur, el a dispărut. În 62, când mi-a explicat pedeapsa, ar fi trebuit să vă spun ceva. Cine a intervenit, că a fost eliberat la data asta și nu mi s-a acordat domiciliu obligatoriu în Bărăgan. Dar asta e o altă latură. Cert este că m-am eliberat la termen. Începuse reeducarea și înainte asupra rezonarelor. Cu metode, aș fi așa, umane, că fără presiunii fizice, torturi sau nu știu ce. Să citea, trebuie să citească, să comenta și așa mai departe, să intervenea. Așa. Sigur că lumea obosise sistemul nervos a multora cedase și doreau. Când aveam familie, n-aveam încă, eram căsătorit, n-aveam copii, dar erau oameni, am stat în celulă, mă iertasem că mă batoreacă cu un moldovean, fost primar în timpul mișcării regionale în 40, acele 3-4 lucruri când au fost, care avea 9 copii, de la 4 ani până la 18. Domnule! Nu puteți imagina care era suferința lui și care era a mea. Groznic. Nu. Alții cu 2 copii, alții cu 3 și așa mai departe. Avea o răspundere de părinte. Și ca să revin la cazul lui Filimon, ca așa îl chema pe gardianul respectiv, așa, la data afară de monzismul sau așa, și la un moment dat nu mai a apărut. Bine, în ziua în care m-am eliberat, am mai făcut formele de ce am luat capeaua și pe la ora 9 dimineața eram cu actul de eliberare în mână, pe eliberare, ceva bani, mai se minte sau așa, și în loc să îmi dea drumul pe poarta închisorii, îmi plictisesc asta, mă spune. Așa, m-au introdus între, aiul are 3 porți, la ieșire, între poarta 2 și 3 în interior. Acolo era o cameră, așa, și nu știu ce-o mai folosea ei, probabil că dar în timpul zilei m-au vizitat ofițeri care veniseră la parțineu de București, veniseră cu reeducare. Și au început să facă și fereștiți, cum mă chema să mă întrebe, dar ei știau ce și eu dădeam seama că e un joc. Și la un moment dat, întreba pe lume,
cui milă, că nu există numele nimic milă și merge acasă. Păi zic, așa ar fi normal zic, dar știu eu, nu pot iluzi. Eu eram sigur că mă duc la Bărgar, cu domiciliul obligatoriu. Nu. Și așa m-am ținut toată ziua, vedeți, era în 15, în 13 iulie, 62, de vară, până s-a înțărat. După ce s-a înțărat, vine, da, și deschide ușa și vine cine, colonelul Iacov. Ăsta era politicul închisorii. Era intelectual. Avea ceva pregătire, nu știu dacă mă mută pe omul, dar nu aș putea să vă spun acum că așa. Și face pe răbitul și se scuză, băi, domnul Roman, avocatul meu, oficial, publică, zice, să trăiesc că eu am dat ordin să te rețină până la ora asta aici. Eu am fost plecat din localitate, dar eu l-am văzut pe crăpăturile ușii, totul s-au primând. L-am lăsat să creadă că mă prostește, știi? Dar pe păcață. Și am venit, deci să stăm de vorbă. Am zis, sigur că eu mă bucuram, dacă pot zice așa, de o atitudine împotriva reeducării. Eu nici am fost între cei duși la reeducare. Am fost pedepsiți, că așa nici nu s-a încercat. Și de asta zice, am ținut să stau de vorbă cu comentarii, că înainte de a pleca, ce gânduri ai, zice, mai place organizație sau... Domnule director, dacă găsesc apar o situație normală pentru conviețuire sau pentru că o fac. Dar dacă nu, atunci o fac. Dar zice, vezi că avem cadre mult mai pregătite, zice el, ca și nu fac, dar așa și era. Adusese niște gardieni în aiut, cu studii și așa mai departe, și care o aveau și care puteau să întrețină discuții cu noi. Dar ei știau că fiecare care a dus la. Dar pentru răspunsul ăla puteați să fiți înapoi încarcerat. Nu, aveam voie de legătate. Ah, bine, nu mai e omenie. Măi, nu pot să zici așa, dar nu am văzut lucrul ăsta. Nu am văzut. Ce-i drept de drept? Și sigur că se însărasă bine, sunt plecasă. Mai uitasă drumul de la gara, de la închisoare, la ăsta. Am întrebat unii din parte de închisoare Caragiu și am făcut în gara. Sigur, după o perioadă de atâția ani de detenție, m-am terminat pe mie truse scurt, cu roche scurtă, mă, așa o fi lovit o lea, că știi, cu lepră, că nu. Dar s-au înmulțit, astea vreau, astea nu fi ce cu lepră, și cu roche scurt, încât rar am mai văzut o ținută decentă, să zic așa, știi? Și la un moment dat, am plecat, că am mai avut vreo câteva ore de la trenul care mă ducea spre Cluj. Bine, și privându-mă prin gară, la un moment dat, cu cine credeți că mă întâlnesc? Cu Filimon, cu Fabian.
Civil. Civil, da? Civil, civil, normal. Numera că aveam să era propusă liceul și era la cazionel la una dintre primirile mari, era eu. Și cu salat, la Londra și așa mai departe. Dar eu am rămas în lui grup cu șece. Pentru asta, domnul Valentin a ținut să concretatez. El se plecase din funcția de gardian de vreo 2 ani de zile. Ce relație a fost între noi? Că l-a ținut minte ziua eliberării. Trebuie să aproximativ 2 ani de zile. Și măi, și cum ne îmbrățișam, măi, zice, de azi dimineață tot vina și la trenurile care vin eu. Deci, să te întâlnesc, probabil că a mai rămas pe trenurile, e pe șarmasă, că prin prietenii lui, dacă o produsă formele și te voi urma, așa, și așa mai departe. Iată, și acum mai adaug ceva. Filimon ăsta, ieri Dumnezeu a murit, la sărbătorile mari, la Crăciun și la Paști, ajungea și la noi, ceva dintr-un om roșu, prescură, mântă la biserică. Iar când ne-a putut și în ajut o gripă asiatică sau la Cârgeșa, am dus medicamente. Eu n-aș și închisoarea, dar la amuniții, la cât e relație la lui, așa, da. Ei, asta se dovezi de noblețea sufletului românesc. Să facă, ăsta e risca libertatea. Alex s-a oprins, aducând la zarcă, unde erau cei pedepsiți în acasă, aducând mâncare și așa mai departe, sigur, urmărit, și l-a condamnat. A stat cu noi în cerul lui. Școală muncitorească, așa ceva. Nu mai este.
parc sau pe cale, în mijlocul orașului. Unde era parc? De ce până la primărie? Restaurantul Copa, care spală ce? Nu știu care. Cum e la piață? Lângă tribunal? Nu. Nu are treabă prin tribunalul cu piață. Ce merite trebuia să ai ca să ajungi la asta?
Ce trebuia să faci ca să ajungi la așa ceva? Să faci regulamentul, în primul rând. Credeți că noi dormeam în închisoare, în aiut, să învăța, să muncea aproape toată lumea. A fost o universitate. O universitate. E poezie de Lugin, circular, poezie de un Crain. Și eu știam sute de poezii. Și le transmiteam prin Mose. Aproape și o Mose, știi? Și bătrâne de obiect mai tare, știi, ca să transmită și recetam într-o viteză noaptea asta. Nu, ei n-au putut găsi metode de represiune prin care să poată să ne anihileze măsurile noastre. Au adus gardieni, erau și 3 și 4 pe etaj. Bine de sală. Umblau în cizme de pânză, de postar, ca să nu-i auzi. Mai ne luăm bilete, eventual, facem o bol bisericii sau știu eu ce s-ar putea să întreprindem și noi ca să nu fim văduviți de astfel de întâlniri. Am notat o leanță dumneavoastră și cred că și acelorază sală, facem tentative de a întinde mâna. Cred că calitate de ortodox, am spus-o, nu calitate de rău, voi toți. Mulțumesc! Se poate o întrebare pentru domnul Danila. Rugăm. La un moment dat a spus că unii dintre gardieni s-au comportat omenește. Și v-ați exprimat față de cei care erau străini. De ce neam erau acei străini? Undeva la canal ați povestit dumneavoastră aici. Care vreau alte pedepse să vedea sau așa ceva. Ce neam erau gazieni care... Da, vreau față de străini. Față de străini era un comportament. Ce erau alor? Ce erau? Ce fel de străini? Ce neam? Microfon. Erau și țigani. Foarte puțin. Foarte puțin. Așa. Dar... în afară de români, foarte puțin, foarte puțin magari. Dar eu cel puțin și în securitate. În securitate, a noua vietă, am volat 9 luni. Dacă vă puteți imagina. Și am avut cadre cadrei securiști care îmi plăteau. Am avut și români. Am avut și mamea. Am reușit să realizez prietenie și cu
la ce încredere s-a ajuns și român și umbru. V-ați exprimat că românii nu au fost comuniști. Da. Eu și-am cunoscut român comunist cu gândirea comunistă. Gândirea nu mi-a mântuit la partid. N-am mântuit. Nu am mântuit la partid. Asta a fost meseria. Dar așa vreau să dați spune cel mai frumos. Dacă la Carmel am găsit, a fost cazul de gardian, să zic așa, care ne-a dușa de afară alimente. Eu nu puteam la toată lumea. Eu cumpăr ziceam, sau, cum ai spus, un lucru care l-am trăit. La poarta altă, sigur că toate lucrările birourilor au executate de deținuți. Și aici se impusese mulți legionari. Legionarii cu petrepse ușoară, bineînțeles, mărginași. Așa. Și un prieten, care avea Academia Comercială, a ajuns să fie folosit, numit, ca la birou șef al lagărului. Adică aici, la Cala, la foarte altă, ca așa, lagărul central, veneau toate actele și toate cecurile din țară, care la cei care veneau în canal. Și de aici se împărțeau la lagările dintre o sumă de parte. Și prietenul ăsta, din nostru viață, că s-a dus, așa, au reușit și m-au adus și pe mine că avea, erau lucrări multe, peste măsură, nu putea să facă față. Și la început m-au dus numai cât era la muncă voluntară. Pentru că noi nu ne odihneam nici cât era la muncă voluntară. Făceam lucrările drumurile în lagăruri, se cultiva construcții de bărăci, era folosit la munci interioare. Și eu, în loc să merg la muncile acestea, am mers și să ușur pe el la muncă de birou. Eu primise de acasă niște ciorici. Și îmi plac cu ciorici și s-a ajuns la birou cec. Directorul era un grec românizat, bineînțeles, din Egetia. El venea la portalul zilnic, că noi n-am întrebat de semnătură. Completam actele, dar semnătura și ștampila era dreptului. Și mi-a dat și mie de lucru, știi, când a venit în primul zi. No, eu, întrebător, am un scris caligraf. Întrebător, așa. Și era bine pe spatele meu, știi, și eu eram în joare stărâne, știi. Mai zice către prietenul care era mai demult acolo. Mă, zice, dar ăsta e o scoară, pentru ce scris frumos? Eu am rămas surprins. Eu nu registrase, așa. No, și bine, zice, bine, îmi place că lucrez. A doua sau treia zi, după data asta, nu știu ce, mi-au găsit eu de lucru prietenul celălalt, care era cu Academia Comercială, așa, și au dat de lucru, s-au trimis pe afară să nu fie. Și el a stat de lucru cu mine. M-a întrebat pentru ce s-a întâmplat, cât, cum, păreri politice, nu știu, bine,
vrut să mă cunoască. Dacă cine se întâlnește? Eu am fost sincer cu el, știi, și nu am sustras, nu, de la altul, deschidul, ce gândesc și ce mai dacă. Măi, oameni buni, din ziua aceea, el era om la 50 de ani. Și din ziua aceea n-a auzit de la Dumnezeu să nu mă pomenesc eu în sertarul biroului cu o ușină. Rețineți! Să el n-a mai venit în lagă fără să le aducă din o frangelă cu ceva, cu halvar, cu ori, nu știu, n-a venit. Asta a durat luni de zile. Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărată Sfântă.